Săpăturile arheologice au fost demarate în toamna anului 2012 și au fost reluate și în acest an. Prin aceste cercetări se intenționează să se pună în evidență compartimentare și toate fundațiile în vederea restaurării și a ridicării la suprafață aceste incinte pentru a-i se da o funcționalitate. Astăzi, la Mănăstirea Vieroș, autoritățile locale s-au întâlnit cu înalt preasfințitul Calinic, unde au discutat ultimele detalii legate de restaurarea lăcașului de cult. Se va face un program de reabilitare și avem speranța, așa, în câțiva ani să se vadă, spre bucuria argeșenilor, reînviată și această mănăstire Vieroș. Mănăstirea Vieroș a fost întemeiată în perioada anilor 1571-1573 de către vornicul Ivaș Cugolescu și restaurată în 1645 de către marele visier Stroele Urdeanu. Biserica mănăstirii a fost restaurată între anii 1955-1956. Mănăstirea a fost reînființată în anul 1998.